Bună dimineața! Vă mulțumesc mult pentru că ați dat curs invitației Asociației Promolex de a participa la această conferință de presă dedicată prezentării constatărilor misiunii de observare a alegerilor prezidențiale, deschiderea secțiilor de votare și votarea până la orele 9:00. Vreau să amintesc că activitatea misiunii de observare este susținută de mai mulți parteneri. Este vorba de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, este vorba despre Uniunea Europeană prin intermediul proiectului ProElect și a German Marshall Fund, Guvernul Marii Britanii, Organizația Internațională Francofonie și Fundația Soros Moldova. De asemenea, activitatea asociației este realizată în cadrul Coaliției pentru Alegeri Libere și Corecte. Vreau să precizez că acele constatări despre care vom vorbi și astăzi inclusiv nu reflectă neapărat opinia partenerilor menționați mai sus, reflectă exclusiv opinia Asociației Promolex, bazată pe constatările pe care le avem. Totodată vreau să amintesc câteva aspecte metodologice ce țin de observarea procesului electoral astăzi pe parcursul zilei. Deci, Asociația Promolex, după cum cunoașteți, a delegat câte un observator pe termen scurt în 614 secții de votare, selectate pe baza unui eșantion stabilit de către o companie sociologică. În plus, în toate cele 30 de secții de votare unde își vor exercita dreptul de vot alegătorii din regiunea transnistreană, este repartizat de asemenea câte un observator static. O atenție aparte este acordată secțiilor de votare din străinătate, unde au fost delegați 90 de observatori. Pe lângă observatorii statici, Promolex a mai detașat 89 de echipe mobile pentru a monitoriza procesul electoral din secțiile de votare care nu sunt cuprinse în eșantion. Aceste echipe mobile vor observa inclusiv căile de acces către secțiile de votare, atât în teritoriu sau pe întreg teritoriul țării, cât și o atenție iarăși aparte vom dedica și pentru secțiile de votare din regiunea deschise pentru alegătorii din regiunea transnistreană. Potrivit observatorilor noștri, din totalul de 614 secții monitorizate la deschidere, 62 au fost deschise puțin mai devreme sau după ora 7. Totodată, în cel puțin 87 de secții nu a fost asigurată solemnitatea procesului de votare prin intonarea imnului de stat și afișarea drapelului de stat. Majoritatea observatorilor au evaluat prestația membrilor birourilor electorale în procesul de deschidere ca fiind bună și foarte bună. Vorbim aici de 99% din observatori au dat această apreciere. Cu regret, avem și o constatare, iarăși, pe baza unor comparații cu datele din primul tur de scrutin. Vom încerca să monitorizăm acest aspect pe parcursul zilei, să vedem dacă este doar o creștere statistica a cifrei sau dacă vor fi și anumite incidente constatate în acest sens. Vorbim aici despre cereri de votare la locul aflării care au fost înregistrate până la ora deschiderii secțiilor de votare. Vreau să atrag atenția că pentru turul 2 de scrutin, în baza eșantionului 614 secții de votare, observatorii ne-au raportat că au fost înregistrate circa 28.000 de cereri de votare la locul aflării, înregistrându-se în acest sens o creștere de peste 40% comparativ cu primul tur de scrutin, când au fost depuse aproape 20.000 de secții, aproape 20.000 de cereri de votare la locul aflării, iarăși la ora deschiderii secțiilor de votare. Această cifră nu este una definitivă, în sensul în care procedurile electorale permit astăzi, inclusiv pe parcursul zilei alegerilor, să fie depuse cereri la birourile electorale pentru votarea la locul aflării. Este vorba tradițional ceea ce numim votarea cu urnă mobilă. De ce vom monitoriza acest aspect în continuare și vom raporta dacă vor fi semnalate anumite situații legate anume de această creștere. În ce privește incidentele sau situațiile de incident care au fost colectate, raportate de către observatorii noștri până la ora 9:00, vom preciza că echipa centrală a misiunii de observare a prelucrat cu statut de incident 141 de cazuri,
adică 141 de rapoarte au venit și au fost prelucrate, dintre care în prezentul comunicat au fost incluse 109 incidente confirmate. Deci, din 141 prelucrate incidente sau situații raportate ca fiind potențial incidente, 109 au fost deja prelucrate și confirmate de observatori ca fiind situații de incident. În continuare o să prezint și care este această statistică. Deci, au fost semnalate incidente legate de omisiunea asigurării ordinii în secția de votare și în raza secției de votare, raza de 100 de metri. Aici vorbim despre prezența materialelor de publicitate, afișe, panouri electorale în raza secției de votare. Au fost constatate 4 cazuri în Slobozia Mare, Cahul, Iedineț, Coșnița Dubăsari și satul Roșu din Cahul. Agitație electorală sau PR negru în perimetru de 100 de metri și în incinta secției de votare a fost constatată în caz în sectorul centru Chișinău. Prezența nejustificată a persoanelor neautorizate în incinta secției de votare sau în raza de 100 de metri de la aceasta au fost constatate 3 cazuri. Vorbim aici de Micăuți Strășeni, Cania Cantemir și Buiucani Chișinău. Secțiile de votare nemijlocit la care au fost constatate aceste incidente vor fi menționate în comunicatul de presă care va fi publicat pe pagina asociației de îndată ce se încheie această conferință. Au fost constatate iarăși și cazuri de încălcare a secretului votului prin fotografierea buletinilor de vot, afișarea buletinului de vot cu votul exprimat sau amplasarea defectuoasă a cabinilor de vot. Deci acele 5 cazuri au avut loc în sectorul centru Chișinău, Râșcani Chișinău, în orașul Soroca, în Istanbul, Republica Turcia și Buiucani Chișinău. De asemenea, am mai constatat și accesul restricționat pentru observatori sau obstrucționarea activității acestora. În 2 cazuri, este vorba de un caz la Alexandreni Sângeriei și un caz la o secție de votare din Orhei. Vreau să atrag atenție că observatorilor le sunt garantate drepturile, deci sperăm foarte mult ca aceste cazuri să nu devină mai multe sau să fi fost între timp remediate situațiile respective pentru ca observatorii să-și poată îndeplini activitatea fără niciun impediment. De asemenea, au fost constatate și incidente legate de influențarea votului. În acest sens, o să atragem atenția de faptul că deja avem cazuri de transportare organizată a alegătorilor. De fapt, se observă o activitate destul de sporită în ceea ce privește acest fenomen în Istanbul, în Republica Turcia, cum spuneam, unde în jurul orei 7:50 în raza de 100 de metri de la secție a fost observat un mijloc de transport cu numere de matriculare moldovenesc, din care au coborât cel puțin 4 legători. Autoturismul s-a îndepărtat imediat după ce au coborât pasagerii, aceștia s-au îndreptat spre secția de votare pentru a vota. Există informații în spațiu public precum că acest caz nu va fi unul neapărat singular și vom fi foarte atenți pe parcursul zilei la cazurile de transportare organizată a alegătorilor, în sensul că acest lucru este interzis de cadrul legal, deci este o încălcare, respectiv chemăm toți cei care își permit astăzi să încalce legislația să se abțină de la orice încălcare. Incidente legate de organizarea votării au fost constatate 25 de cazuri în care urnele de vot nu au fost sigilate potrivit procedurilor legale sau vorbim aici despre cazuri când urnele, mai bine zis, au fost sigilate cu 2 sau 3 sigilii atunci când, iarăși, legislația spune că trebuie să fie 4 sigilii. 25 de cazuri sunt prea multe pentru a da citire lista întreagă de localități sau secții, doar așa Fugitiv, Bubuieci, Chișinău, Florenia, Nininoi, Milești, Mici, Loveni, Căușeni, Cârnățeni, Căușeni, Râșcani, sectorul Râșcani, Chișinău, Gălășeni, Râșcani, Ciorescu, Chișinău, Bulboaca, Nininoi și așa mai departe. Adică sunt o listă destul de extensivă. Buletine de vot nerepartizate membrilor birourilor nu sunt păstrate într-un safeu sau într-un dulap din interiorul secției de votare. Acest tip de incident a fost semnalat în 2
secție de votare, este vorba de secția 37 din Săiți Căușeni și secția 193 din Timișoara, România. Și au fost de asemenea constatate întreruperea pe parcursul zilei votării a procesului de filmare a operațiunilor electorale în 6 cazuri. Vorbim aici de sectorul Rușcani, Chișinău, Cania, Cantemir, Mirești, Hâncești, Botanica, Chișinău, Rezina, secții de votare, și Ciocana, Chișinău. Au fost constatate de asemenea 7 cazuri de încetare sau suspendare nejustificată a votării în secția de votare, într-o secție din Botanica Chișinău, Buiucan Chișinău, iarăși Botanica Chișinău, iarăși Buiucani, și de fapt 3 de la Buiucani și una de la Ciocana. Deci aceste cazuri, trebuie să menționez, după cum o să vedeți și în continuare, toate practic sunt legate de dificultăți de conectare la sistemul informațional automatizat de stat alegeri. Deci birourile electorale au avut această problemă de dimineață și, de fapt, dacă să vorbim din cele 109 incidente constatate până la ora 9, 51 de cazuri dintre acestea țin de deficiențe în funcționarea sistemului automatizat, sistemul informațional automatizat de stat alegeri. Au fost diferite probleme, erori tehnice sau probleme de înscriere a alegătorilor, deci 51 de cazuri, după cum spuneam, doar câteva să menționez așa rapid: Bubuieci, Chișinău, Rezina, Cimișeni, Criuleni, Buiucan, Chișinău, Zaim, Căușeni, Durlești, Chișinău, Bălți, Comrat, Trușeni. Deci foarte multe cazuri, nu o să le dau acum neapărat citire tuturor. Și de asemenea au fost constatate și 2 cazuri de deficiențe în listele electorale la Strășeni, secția 6, și Iedineț, secția 3. Acestea au fost constatările până la ora 9:00. În continuare vreau să reamintesc încă o dată, așa cum am făcut-o și vineri în cadrul conferinței de presă, că Asociația Promolex, misiunea de observare, a pus la dispoziția cetățenilor o adresă de e-mail și un număr de telefon la care ne puteți semnala anumite nereguli ale procesului electoral, dacă le observați. Deci, adresa de e-mail este sesizare@promolex.media, iar numărul de telefon este 068-43-8323. La acest număr ne găsiți pe Viber, Telegram, WhatsApp. Vă rog să ne transmiteți informații cât mai complexe, cât mai complete, cine, ce, unde, când, cum se întâmplă, pentru ca să putem să verificăm acele informații și eventual să le includem în rapoartele care vor fi la următoarele ore de raportare. Aceste fiind spuse, sperăm cu toții să avem o zi cât mai liniștită în continuare, cetățenii să participe activ la vot, iar acele fenomene despre care am vorbit pe parcursul campaniei electorale, diverse forme de încercare a influențării alegătorilor, inclusiv coruperea sau tentative de corupere alegătorilor, încă o dată să amintim cetățenilor, deci este infracțiune coruperea alegătorilor, este inclusiv infracțiune penală oferirea de mită electorală. De aceea sperăm foarte mult ca astăzi procesul electoral să se desfășoare cu respectarea cadrului legal, pentru că nu se merită să vă riscați să vă stricați cazierul, să vă stricați eventual viața dacă acceptați într-o formă sau alta să vă fie influențat votul. Deci, stimați cetățeni, participați încrezuți la votare, faceți-o conștient, faceți-o de sine stătător și nu vă lăsați manipulați într-un fel sau altul. Mulțumesc foarte mult! Ne vedem la orele 14:00 la următoarea conferință cu constatările care vor fi pentru intervalul 9-14. O zi bună în continuare!